Astăzi, în prima etapă, au concurat Liceul Tehnologic Grigore Moisil din Deva cu Colegiul Național Mihai Eminescu din Petroșani, câștigători fiind elevii petroșeneni cu un scor de 28-25, și respectiv Colegiul Tehnic Mihai Viteazu Vulcan cu Colegiul Național Lice Brătianu din Hațeg, câștigători fiind elevii din Hațeg cu un scor de 29-25. Cei de la Colegiul Național Mihai Eminescu au câștigat, la o diferență destul de mică, au acumulat 3 puncte în concurs pentru moment, dar consider că și ceilalți au timp să recupereze. A fost o confruntare destul de strânsă, dar ca întotdeauna cineva trebuie să câștige. Câte licee sunt înscrise? 17 licee sunt înscrise la cea de-a treia ediție a concursului Cite și Câștigi. Din păcate, cum am avut și suntem și sezonul simulărilor, suntem un pic obosiți, mai ales cei de 11 și a 12, dar sper să ne descurcăm. A fost o pregătire grea pentru etapa asta a concursului? V-ați pregătit mai mult față de anul trecut, să zic? Suntem prima etapă, totuși, pentru noi, și drept. Și nu, o spun că nu. Mai și concursul înseamnă citești și câștigi. Nu neapărat înveți și câștigi, mai mult citești. De plăcere. Depinde de fiecare. Dar nu. Nu am avut pregătire extrem de grea. Care întrebări, așa, nu să zic română, matematică, cele de istorie, care vă dau așa mai mult de fur? Probabil categoriile mai vagi un pic, matematica, de exemplu, mă îndoiesc că vor da teoreme. Vor da, probabil, istoria matematicii și ceva legat de. Din ce am văzut, s-a schimbat foarte mult de anul trecut, însă nu cred că vom avea probleme mari. Următoarea etapă a concursului va avea loc joi de la ora 13, fiind difuzată în direct pe Hunedoara TV. Se vor confrunta Colegiul Național de Informatică Traian Lalescu Hunedoara cu Liceul Teoretic Mircea Elia de Lupeni și Liceul de Arte Sigismund Toduță Deva cu Colegiul Național Pedagogic Regina Maria din Deva.